prietenilor. Mai înainte m-am trezit, e ora 1. Fiți atent, dacă e ora 1, vă dau o cotă de 17. Pa, astăzi. Să vedem. O cotă de 17 din 2, 4, 5 meciuri. Și fiți atenți aici. Lazio cu Roma. Lazio cu Roma. Ambele marchează și peste 2,5. Sau dacă nu joci numai peste 2,5, cotă de 1,70. PSG cu Monaco. Merge. 1 pauză, 1 final. Ambele marchează și peste 2,5. Real cu Gimnastic. Ambele marchează și peste 2,5. Dacă nu, joacă numai peste 2,5, cotă de 2,25. Și Galatasaray joc aici, nu joc ambele marchează, deși merge, dar joacă numai peste 2,5. N-am curat să joc unul închept, pentru că Beşiktaş nu știu ce face, nu știu ce face. Deci, eu zic așa, ambele marchează și peste 2,5, sau dacă te chem, numai peste 2,5, cotă de 1,62. De 10 lei îți face, eu am zis minimum, de 10 lei îți face 170 de lei. Înțelegeți voi cum stă treaba. I-am dat și din ăsta să-l banc. Ați efectuat-o. Ia uitați-l aici, efectuat. Înțelegeți? Și acum eu mă duc aici, la Lazio, cu ăștia. Ambele, prima repriză, ambele marchează și peste 2,5, da? PSG cu Monaco. Ambele marchează și peste 2,5, da? Nici nu scoate mari. Real Madrid. Aici am avut peste 3,5, cotă de 2,10. Ambele marchează și peste 2,5. Așa, Gimnastic. Băgăm și pe Gimnastic. Așa, unde-i? Ambele marchează și fiți atenți, e cotă mare. Dar eu dau. Eu dau că nu mă păcălește ei pe mine. Și Galata, să vedem, Galata, o bag și pe Galata ca să fie treaba oblă. Ambele marchează și peste 2,5 de 10 lei, 3.800.000. Zvâr și zvâr. Mai sunt meciuri, da, sunt multe meciuri. Da, dacă alegi, și așa eu din biletul ăsta stau și aștept să vedem ce și cum. Dacă le alegi, dacă stai un pic și te gândești la final, când joci, ori live, ori din astea, vezi că joci 10 bilete și joci vreo 30 de meciuri. Dar omule, e greu să le prins. Îți iei 5 meciuri și le joci ele 5, dar ele 5 le joci combinate. Vă pupă, tata, și succes. Avala.